Bună seara din nou, mă bucur foarte mult să vă revăd pe fiecare dintre dumneavoastră. Uitându-mă la copilași cântând, cât de frumos s-au pregătit, am început să am emoții. M-am gândit că ei au scăpat și au îndeplinit responsabilitatea, acum greul va apăsa pe mine. Mă bucur foarte mult să vă revăd pe fiecare dintre dumneavoastră, toți aceia care ați ales să fiți alături de noi și în această seară. Vreau să vă spun, toată ziua m-am gândit la dumneavoastră. Nu numai că m-am gândit, m-am rugat pentru fiecare dintre cei care participă la această întâlnire. Dimineață am avut posibilitatea să vizitez o biserică aici în Zalău și în timp ce veneam încetul cu încetul spre casă, în locul unde sunt cazat, mergeam pe stradă și mă rugam. Și mulțumesc lui Dumnezeu că în această ocazie de seară sunteți o dovadă vie a purtării de grijă lui Dumnezeu. Faptul că sunteți aici spune foarte mult. Dumnezeu să fie lăudat și noi în cele din urmă să fim salvați, mântuiți în împărăția sa. Amin? Fie ca Dumnezeu să răsplătească fiecăruia efortul pe care l-a depus pentru a veni seară de seară în locul acesta. Și vreau să vă garantez, scump oaspeți, prieteni, slujim un Dumnezeu care niciodată nu va rămâne dator. Întotdeauna suntem mult binecuvântați pentru acele momente din viața noastră în care ne hotărâm să ne apropiem mai mult și mai mult de Domnul Dumnezeul nostru. Înainte de a deschide cuvântul lui Dumnezeu în această seară, am să vă rog în mod respectuos, dacă aveți un telefon mobil cu dumneavoastră, vă rog din toată inima, puneți-l pe modul avion, silențios sau cel mult vibrații. Până în clipa aceasta, nimeni nu s-a dovedit a fi neascultător. Vă mulțumesc din toată inima și haideți să-i arătăm și în seara aceasta respect înaintea bunului Dumnezeu. Totodată aș vrea să vă rugați pentru mine, nu trebuie decât să spuneți, decât simplu, Doamne, pune Tu cuvântul Tău pe buzele acestui om, adu-i aminte de ceea ce a studiat și învățat din cuvânt, în așa fel încât să putem înțelege cu toții adevărul Tău. Amin? Pentru că vreau să vă spun, dragii mei, seară de seară vă spuneam, noi nu suntem aici pentru a asculta cuvintele unui om. Cuvintele mele nu vă pot ajuta deloc. Doar cuvintele lui Dumnezeu sunt Duh și viață. Și de aceea mă voi stărui ca și în celelalte ocazii să vorbesc eu cât mai puțin și să las cuvântul lui Dumnezeu să se explice pe el. Aș vrea înainte de a deschide Scriptura să vă invit în semn de respect înaintea lui Dumnezeu să ne ridicăm în picioare și să înălțăm o rugăciune mai înainte de toate. Tatăl nostru care tronezi în ceruri, venim înaintea Ta, Doamne, în această seară, în numele Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul și Salvatorul omenirii. Și îți mulțumim, Doamne, pentru purtarea Ta de grijă de până acum. Îți mulțumim, Doamne, pentru iubirea Ta, pentru îndelunga Ta răbdare pe care o ai față de noi, oamenii păcătoși. Și Te rugăm, Doamne, să continui să lucrezi pentru mântuirea fiecăruia dintre noi. Amin. Și în seara aceasta avem mare nevoie de ajutorul Tău. Dorim, Doamne, să ne deschizi ochii, să putem înțelege lucrurile minunate din cuvântul Tău. Amin. Avem nevoie de alifia Duhului Sfânt, ca să ne deschidă ochii spirituali și să vedem. Împlinește-ți Tu făgăduința din cuvântul Tău. Trimite Duhul adevărului care să ne călăuzească în tot adevărul, căci ne-am rugat în numele lui Iisus Hristos și îți mulțumim. Amin. Amin. Mesajul din această seară poartă titlul Cât de secretă va fi răpirea secretă? Cât de secretă va fi răpirea secretă. Și mesajul nostru este un mesaj care se va concentra în mod special
în privința unui subiect care este foarte bine înrădăcinat în Sfânta Scriptură și anume momentul glorios al celei de-a doua reveniri a Domnului Iisus Hristos. Însă dați-mi voie să vă spun, ca și multe alte subiecte din Sfânta Scriptură, și în privința acestui adevăr fundamental prezentat în Cuvântul lui Dumnezeu, există foarte multă confuzie. Aș vrea să vă invit, mai întâi de toate, să deschidem Sfânta Scriptură și să înțelegem că Domnul Iisus Hristos a făgăduit că El se va întoarce a doua oară. Știți, noi ne apropiem cu pași repezi de un moment în istoria acestui pământ, în luna aceasta decembrie, când oamenii sărbătoresc prima venire a Domnului Iisus Hristos, nașterea Domnului. E bine, în seara aceasta eu nu aș vrea să vorbesc despre prima venire a Domnului Hristos, aș vrea să ne concentrăm pe cea de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos, ce se va întâmpla de fapt la momentul revenirii lui Hristos pe norii cerului. Și mai întâi de toate, aș vrea să dovedim cu Scriptura că această făgăduință a revenirii Domnului Hristos este una reală. Mergem în Ioan, capitolul 14, de la versetul 1 citim până la versetul 3. Și, dragii mei, vreau să vă spun în seara aceasta, voi deschide des Biblia, pentru că îmi doresc ca mesajul, solia pe care Dumnezeu a pus-o pe inima mea, să fie cât se poate de clară pentru fiecare dintre dumneavoastră. Pentru toți aceia care aveți posibilitatea să vă luați notițe, să recapitulați aceste versete, această învățătură pe care voi încerca prin intermediul Duhului Sfânt să o aduc înaintea dumneavoastră în această seară, faceți foarte bine. Un proverb spune, un pic scurt este mai bun decât o memorie lungă. Și de aceea, luați notițe. Cine știe la momentul potrivit când va fi nevoie să recapitulați această informație și mai mult decât atât să puteți împărtăși și altora din cuvântul și din adevărul lui Dumnezeu. Ioan capitolul 14, citim de la versetul 1, priviți ce spune Biblia. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, atenție, mă voi întoarce. Și subliniez aceste cuvinte, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Iată un prim text din Sfânta Scriptură care subliniază foarte clar, sunt de fapt cuvintele Mântuitorului ce ne anunță că va veni un moment când El se va întoarce. Mergem în Biblie, în Cartea Evrei, capitolul 9, citim versetul 28. Și aș vrea să descoperim din nou și din nou pe paginile Sfintei Scripturii acest adevăr fundamental, această veste bună a faptului că Hristos, Mântuitorul tău și al meu, se va întoarce a doua oară. Priviți ce spune Biblia în Evrei 9 cu versetul 28. Tot așa, Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce îl așteaptă. Din nou este subliniat gândul acesta, Hristos se va întoarce a doua oară. Dați-mi voie să vă spun, cum se numește, și vă întreb, cum se numește ultima carte care este așezată în canonul biblic? Am studiat oarecum și în ocazia de ieri și alaltăieri privind profeția din cartea profetului Daniel. Și apropo, pentru toți aceia dintre dumneavoastră care din anumite motive nu ați putut fi alături de noi, vă recomand
cele două prezentări ce au fost concentrate în cartea profetului Daniel. Am privit la ce se va întâmpla în istoria acestui pământ în pragul revenirii lui Hristos. Acum, ultima carte din Biblie este cartea Apocalipsei. Vreau să vedeți în ultimul capitol din cartea Apocalipsei de câte ori este subliniat acest adevăr, această veste din partea Domnului Hristos că El se va întoarce a doua oară. Ultima carte din Biblie, ultimul capitol din Biblie. Mergem în Apocalipsa 22, versetul 7. Apocalipsa, capitolul 22, și aș vrea să citim de la versetul 7. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Și iată, eu vin curând. Ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Iată, eu vin curând. Versetul 12 din aceeași carte. Apocalipsa 22, citim versetul 12. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Versetul numărul 20, ultimul capitol din Biblie, din cartea Apocalipsei, din nou și din nou subliniază acest adevăr fundamental, că Hristos se va întoarce a doua oară. Priviți ce spune Biblia la versetul 20. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Amin. Vino, Doamne Iisuse. Pentru că încă de la bun început v-am spus că vom învăța. Îmi place să fiu metodic atunci când prezint cuvântul lui Dumnezeu și repetiția este mama învățăturii. Acesta este motivul pentru care în Noul Testament avem patru evanghelii care vorbesc despre un personaj central, viața Domnului Iisus Hristos. Matei, Marcu, Luca și Ioan. Repetiția este mama învățăturii. Câți ați înțeles pe baza acestor versete că Hristos a promis că se va întoarce a doua oară? Mulțumesc! Acum vreau să vă pun o întrebare. Ce ziceți dumneavoastră? Diavolul știe și el lucrul acesta? Știe. Și pentru că știe lucrul acesta, ca multe alte adevăruri ce sunt prezentate în cuvântul lui Dumnezeu, el se va lupta să contrafacă revenirea lui Hristos. Și în Biblie ne este prezentată din nou și din nou faptul că Satan, Lucifer, acel înger care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, va încerca să înșele pe oameni chiar și cu privire la subiectul acesta al celei de-a doua venire a lui Hristos. Haideți să ne uităm în Matei capitolul 24. Vrem să citim de la versetul numărul 3. Mesajul nostru în această seară, cât de secretă va fi răpirea secretă. Priviți ce spune Biblia. Matei 24 și vrem să citim împreună de la versetul numărul 3. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis, spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitul veacului acestuia? Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă ca să nu vă înșele cineva. Și acum ascultați dumneavoastră în ce mod va fi făcută această înșelare. Priviți ce spune versetul 5. Fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Versetul 24 din același capitol. Priviți ce spune Scriptura aici. Căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni,
până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Hristoși mincinoși, proroci mincinoși, iar Biblia nu spune că aceștia se vor preface că fac semne și minuni. Vor face semne și minuni cu scopul de a înșela. Și de aceea, subiectul acesta al revenirii Domnului Iisus Hristos. Ce se va întâmpla, de fapt, la revenirea Domnului Iisus Hristos? În așa fel încât, având informațiile din Sfânta Scriptură, să nu fim înșelați de orice contrafacere pe care o va aduce Satan, este foarte, foarte important. Iar Biblia vorbește cu lux de amănunte despre subiectul acesta, despre care apostolii și primii creștini din biserica primară vorbeau despre revenirea lui Hristos ca fiind fericita lor nădejde. Era evenimentul glorios pe care cu toții îl așteptau. Tit, capitolul 2 cu versetul 11, vorbește despre fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Mântuitor, Iisus Hristos. Acum, de ce am pus titlul mesajului în această seară? Cât de secretă va fi răpirea secretă? Pentru că există o învățătură care a pătruns în rândul creștinilor, care spune cam așa: că la momentul în care Iisus Hristos va veni a doua oară, El îi va lua pe cei care sunt gata, pe cei care sunt credincioși, iar cei care nu sunt credincioși, nu sunt pregătiți, vor rămâne mai departe pe pământul acesta fără să știe că Dumnezeu deja și-a luat pe copiii săi în cer. Dragii mei, vreau să vă spun, este departe de orice adevăr pe care îl prezintă Sfânta Scriptură. Așa ceva nu se va întâmpla nici de cum. Dar nu aș vrea să mă credeți pe mine pe cuvânt, ci aș vrea să credem cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să vedem, de fapt, ce spune Biblia că se va întâmpla la momentul revenirii lui Hristos. Înainte de a mă converti, înainte de a deveni mai serios în ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu, o perioadă din viața mea am petrecut-o în jurul polițiștilor. Și vreau să vă spun că la momentul acela aveam prieteni care, în, să spunem așa, în fișa lor de lucru, se ocupau chiar și cu depistarea acelor oameni care încearcă să contrafacă anumite bancnote ce sunt în circulație astăzi. Însă oamenii care lucrează în astfel de structuri, ei nu au timp să studieze și să învețe toate acele bancnote false care sunt pe piață. Ei sunt preocupați de un singur lucru: să recunoască detaliile bancnotelor adevărate. Și pentru că cunosc atât de bine bancnota adevărată și elementele de identificare a unei bancnote adevărate, ori de câte ori în mâna lor ajunge o bancnotă falsă, la fel cum spunea mama mea, de la o poștă se vede că este falsă. Noi nu trebuie să ne aplecăm să înțelegem orice minciună sau orice înșelare pe care Satana vrea să o aducă. Este foarte important pentru noi să ne familiarizăm cu adevărul. Dacă nu știm adevărul, atunci ne este foarte ușor să spunem: acesta nu este adevăr, este o minciună, este o înșelare, este o decepție. Sunteți de acord cu mine? Și de aceea, în seara aceasta, aș vrea să vedem ce spune Biblia cu privire la evenimentul acesta glorios al revenirii Domnului Iisus Hristos. Dați-mi voie să vă spun mai întâi de toate: revenirea lui Hristos
va fi un eveniment real. Va fi un eveniment real. Haideți să citim din Biblie, din cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, de la versetul 9 la versetul 11. Priviți ce spune Biblia aici. Faptele Apostolilor, capitolul 1, de la versetul 9 la versetul 11. Cât de secretă va fi răpirea secretă? Ia ascultați ce spune cuvântul. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer? Vreau să observați de câte ori apar în aceste versete cuvântul ochii, ochii, ochii. Atenție! Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer? Pe când se suia el, iată că li s-a arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: bărbați galileni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând în cer. Subliniez, în același fel cum l-ați văzut mergând la cer, așa îl veți vedea când el se va întoarce. De-a lungul anilor, în încercarea mea de a ajuta pe oameni să înțeleagă cuvântul Scripturii, am auzit tot felul de lucruri care mai de care. Și eu sunt sigur că foarte mulți oameni sunt sinceri în căutările lor, în studierea Cuvântului Sfânt, și Dumnezeu are răbdare cu fiecare dintre noi, așa cum a avut răbdare și cu mine. Am auzit o informație de genul acesta, și anume că la momentul în care Iisus Hristos va veni pe norii cerului, nu orice ochi va putea să vadă revenirea Domnului Hristos, pentru că avem nevoie de niște ochi deosebiți spirituali. Cu alte cuvinte, imaginați-vă, suntem toți în sala aceasta, revenirea lui Hristos are loc, numai unii vor putea să vadă, ceilalți se vor comporta de parcă nu se întâmplă nimic. Ba chiar mi-a fost dat să aud că Hristos deja a și venit pe pământul acesta, dar numai anumiți ochi îl pot vedea. Nu toți. Ce spune Biblia însă? Haideți să ne uităm ce fel de ochi vor vedea într-adevăr venirea Domnului Hristos pe norii cerului. Numai ochii celor sfinți, numai ochii celor credincioși, numai ochii celor care sunt în temere și în frică de Dumnezeu, sau chiar și cei care l-au nesocotit pe Dumnezeu și nu vor să asculte de Dumnezeu, îl vor vedea. Mergem în Apocalipsa, capitolul 1, cu versetul 7. Ia ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Învățăm împreună. Apocalipsa, capitolul 1, cu versetul 7. Ascultați ce spune Sfânta Scriptură. Iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea. Și atenție, și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui, da? Câți ochi îl vor vedea? Orice ochi îl vor vedea, și ca să înțelegem că nu este vorba de ochi sfinți, numai de ochii celor credincioși, ni se spune chiar și cei ce l-au străpuns. Adică cei care l-au răstignit pe Domnul Hristos și l-au pus pe cruce, vor fi înviați, vom citi în seara aceasta, pentru a asista la momentul acesta glorios al revenirii lui Hristos. Vreau să vă întreb, cei care l-au pus pe cruce pe Iisus erau oameni credincioși sau necredincioși? Erau oameni care iubeau adevărul sau care au respins adevărul lui Dumnezeu? Au respins adevărul lui Dumnezeu. Și Biblia ne spune chiar și ochii acestora îl vor vedea pe Iisus. Mergem în Matei 26, citim de la versetul 63. Matei 26, citim de la versetul 63. Cât de secretă va fi această răpire secretă despre care tot auzim vorbindu-se.
Ia ascultați dumneavoastră ce spune cuvântul aici. Iisus a făcut o profeție celor care l-au răstignit pe el. Matei 26, citim de la versetul 63. Iisus tăcea și marele preot a luat cuvântul și a zis: te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu, atenție, și venind pe norii cerului. Iisus face o profeție și le spune acestora care îl dădeau la moarte: va veni un timp când mă veți vedea altfel decât mă vedeți astăzi. Astăzi mă vedeți un simplu om. Astăzi mă batjocoriți. Astăzi mă dați la moarte. Dar va veni un timp când mă veți vedea în toată slava mea, venind pe norii cerului. Iar aceștia nu erau niște oameni credincioși. Și despre ei se spune clar că îl vor vedea. Mergem în Apocalipsa, capitolul 6, citim de la versetul 14 la versetul 17. Apocalipsa, capitolul 6, citim de la versetul 14 la versetul 17. Priviți ce spune Biblia aici. Toți ochii îl vor vedea, dragii mei. Și ochii celor credincioși și ochii celor necredincioși. Nu există nimic de genul. Iisus deja a venit, numai cineva special îl poate vedea. Restul nu poate vedea. Biblia nu vorbește despre lucrul acesta. Ia ascultați ce spune Scriptura aici de la versetul 14. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul. Și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, capitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Și ziceau munților și stâncilor: cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate să stea în... Observați, acești nelegiuiți, acești oameni credincioși, când îl văd pe Domnul Hristos venind, ei aleargă la munți, aleargă la stânci și ce spun? Cădeți peste noi. Pentru că noi nu putem să ne uităm la fața celui care vine. Orice ochi îl va vedea. Domnul Hristos însuși el a spus: dacă vi se va spune vreodată că Hristos este colo sau dincolo, auziți o știre la televizor, în presă, pe internet, Hristos a apărut în Africa Centrală, milioane de oameni se adună înaintea Lui, puteți să fiți siguri că Iisus nu este. Pentru că Biblia ne spune că când Hristos va veni, câți ochi îl vor vedea? Orice ochi îl vor vedea. Nu vei primi informația de la cineva în mod indirect. Ochii tăi, ochii mei îl vor vedea. Iov, acel om neprihănit din Vechiul Testament, el rostește o profeție și spune: va veni un timp când la sfârșitul istoriei acestui pământ Domnul va veni a doua oară. Și Iov spune: ochii mei, ai mei, nu e altuia, ochii mei îl vor vedea. Mergem în Iov 19, citim de la versetul 25. Iov capitolul 19, citim de la versetul 25. Ia ascultați ce spune Biblia aici. Iov capitolul 19, citim de la versetul 25. Și îmi pare rău că nu pot spune aceste versete pe de rost, încă n-am reușit să învăț toate versetele pe de rost, trimiterile le-am pus în minte, așa că dacă întârzi, am să vă rog să aveți răbdare cu mine. E mai ușor la computer să le găsești decât să răsfoiești repede Biblia. Ia uitați-vă dumneavoastră ce spune în Iov 19, de la versetul 25. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ, chiar dacă mi se va nimici pielea, chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu, atenție,
îl voi vedea și îmi va fi binevoitor, ochii mei îl vor vedea, atenție, și nu ai altuia. Eu spune ochii mei. N-am nevoie să-mi spună cineva că Iisus este undeva să mă duc să-L văd. Ochii mei, ochii tăi, orice ochi îl va vedea. Sufletul meu tânjește de dorul acesta înăuntrul meu. Mergem în Matei 24, citim versetul 27 și versetul 30. Ia ascultați ce spune Biblia aici. Dragii mei, să știți că aici în Sălaj am mâncat mâncare bună, îmi place dulceața de aici din Sălaj, dar pentru mine Biblia este sfântă. Eu mănânc Biblie pe pâine. Mie îmi place Biblia dimineață, la prânz și seară. Și vreau ca să vă obișnuiți și dumneavoastră cu această dietă. Să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să ne facă clar toate acele subiecte care la prima vedere ni se par nouă că sunt de neînțeles. Amin? Ia uitați ce spune Dumnezeu aici. 24 de la versetul 27. Căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și la venirea Fiului Omului. Versetul 30. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile pământului se vor boci. Câte seminții ale pământului? Toate. Și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu mare slavă. Acum, la momentul revenirii lui Hristos, revenirea lui Hristos va fi vizibilă. Va fi vizibilă orice ochi îl va vedea. 2. Când Hristos va veni pe norii cerului a doua oară, El va goli tot cerul de îngeri. Ascultați-mă cu atenție. Când Hristos va veni pe norii cerului, El vine cu toți sfinții îngeri. Mergem în Matei 25. Matei 25 și vrem să citim versetul 31. Cum poate răpirea secretă să fie secretă dacă Hristos vine cu toți îngerii? Haideți să vedem. Priviți ce spune Biblia aici de la versetul 31. Când va veni Fiul Omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Întrebare. Când Hristos va veni pe norii cerului, cu câți îngeri va veni? Ajutați-mă dumneavoastră, învățăm. Câți? Știți de ce vor veni toți îngerii? Știți de ce cerul va fi golit de îngeri? Atât de mare va fi bucuria cerului pentru a lua pe copiii credincioși al lui Dumnezeu și a-i duce în cerul pregătit de Dumnezeu. Unul nu va dori să mai rămână în ceruri de bucurie. Vă dați seama dumneavoastră ce bucurie va fi în ziua aceea. Câți îngeri vor veni cu Domnul Iisus? Toți. Hai să vedem câți îngeri spune Biblia că sunt în ceruri. Mergem în Evrei 12 cu versetul 22. Evrei 12, citim de aici versetul 22. Ia ascultați ce spune cuvântul aici. Ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul Ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor. În ce număr sunt îngerii, spune Biblia? Zecilor de mii. Haideți să mai citim un pasaj. Mergem în Apocalipsa 5, de la versetul 10 și versetul 11. Cu câți îngeri am spus că vine Hristos când va veni a doua oară? Toți sfinții îngeri. Cum poate să fie revenirea lui Hristos secretă dacă El va veni cu toți îngerii? Priviți ce spune Biblia. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. M-am uitat și împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii, în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Atenție! Numărul lor era de 10.000 de ori, 10.000 și mii de... Numărați dumneavoastră, cât înseamnă asta? De 10 ori, 10.000 și mii și mii și mii de îngeri. Știe cineva aproximativ
Cam câți locuitori sunt acum pe planeta Pământ? Populația statistică, aproximativ. Aproximativ 8 miliarde de oameni. Știați dumneavoastră, după Scriptură, Biblia face foarte clar că fiecare locuitor de pe planeta Pământ are un înger din partea lui Dumnezeu. Deci asta înseamnă că trebuie să avem cel puțin 8 miliarde de îngeri. Mergem în Matei 18, versetul 10. Matei, capitolul 18, citim versetul 10. Spunea Domnul Hristos așa: feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul dintre acești micuți, căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea fața Tatălui meu care este în... Observați, Hristos vorbea despre copilași și spune: copilașii aceștia au niște îngeri. Câți îngeri vor veni alături de Hristos la cea de-a doua venire? Toți sfinții îngeri. Cerul va fi golit de îngeri. Cum poate evenimentul acesta să treacă neobservat? Unii să fie luați, răpiți de pe pământul acesta, iar alții habar să nu aibă și lucrurile să continue mai departe pe pământ de parcă nu s-ar întâmpla nimic. Vă aduceți aminte dumneavoastră ce s-a întâmplat când un singur înger, câți îngeri am spus? Un singur înger s-a arătat la momentul învierii lui Hristos. Hai să vedem ce s-a întâmplat cu pământul. Mergem în Matei, capitolul 28. Matei, capitolul 28. Dacă un singur înger a reușit să facă lucrul acesta, ceea ce vom citi, ce se va întâmpla la momentul când toți sfinții îngeri vor veni alături de Hristos? Ascultați dumneavoastră. De la versetul 1 din Matei 28 citim: la sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul, îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Câți îngeri s-au arătat în ocazia aceasta? Unu. Câți îngeri vor veni alături de Hristos a doua oară? Toți, priviți ce spune Biblia. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Când un singur înger, pământul s-a cutremurat, înfățișarea lui ca fulgerul, dar când vor veni mii și mii și zeci de mii și mii și mii de îngeri. Ce eveniment glorios va fi acesta al revenirii Domnului Iisus Hristos? Cum poate să treacă neobservat? 2. Revenirea lui Hristos va fi un eveniment audibil. Vom auzi că ziua Domnului a venit. Mergem în cartea Psalmi, în Psalmul 50, citim de la versetul 3. Ia ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Psalmul 50, de la versetul 3. Dragii mei, vreau să vă spun, dacă vom înțelege subiectul acesta din Scriptură, Satan nu ne poate înșela. Motivul pentru care oamenii vor fi înșelați de Hristoși mincinoși și proroci mincinoși în aceste zile din urmă este pentru că oamenii nu înțeleg adevărurile din Sfânta Scriptură. Toți aceia care vor înțelege adevărurile din Cuvântul lui Dumnezeu vor fi imuni, vor fi protejați la înșelarea pe care vrea să o aducă vrăjmașul în aceste zile din urmă. Priviți ce spune Biblia în Psalmul 50 și aș vrea să citesc de la versetul 3. Domnul nostru vine și nu tace. Înaintea lui merge un foc mistuitor și împrejurul lui o furtună puternică. El strigă spre ceruri sus, subliniați, el strigă și spre pământ ca să judece pe poporul său. Strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin... Ce va face Domnul atunci când va veni? Va striga, nu va putea tăcea. Mergem în Ieremia 25 cu versetul 30.
Ieremia 25 cu versetul 30. Învățăm, nu predic în seara aceasta, învățăm și acesta este motivul pentru care alergăm prin Sfânta Scriptură. Doar pentru ca să înțelegem adevărurile fundamentale din Sfânt Cuvânt. Priviți ce spune Biblia în Ieremia 25 cu versetul 30. Și tu să le prorocești toate aceste lucruri și să le spui: Domnul va răcni de sus din locașul lui cel sfânt, va face să-i răsune glasul, va răcni împotriva locului locuinței lui, va striga precum cei ce calcă în teasc împotriva tuturor locuitorilor. Observați de câte ori este repetat: Domnul va striga, Domnul va răcni. Revenirea lui Hristos va fi un eveniment audibil. Mergem în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, citim de la versetul numărul 16. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul numărul 16. Cum să fie cea de-a doua venire a lui Hristos secretă când aceste elemente trebuie să se împlinească conform cuvântului Dumnezeu? Ia ascultați ce spune Biblia aici, de la versetul numărul 16. 1 Tesaloniceni 4, de la versetul 16. Căci însuși Domnul, cine? Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu. Vreau să observați din nou elemente audibile. Cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu. Asta trebuie să se audă. Se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. La momentul revenirii lui Hristos se va auzi: vine Domnul! Cerurile vor trece cu trosnet, spune Sfânta Scriptură. 2 Petru capitolul 3 cu versetul 10. 2 Petru capitolul 3, citim de aici versetul 10. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet. Trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Vreau să subliniați, spune, cerurile vor trece cu trosnet, se va auzi sunet. Revenirea lui Hristos va fi reală. Revenirea lui Hristos va fi vizibilă. Orice ochi îl va vedea. Revenirea lui Hristos va fi un eveniment plin de slavă, pentru că atunci când Hristos va veni, va veni cu câți îngeri? Toți sfinții îngeri. Cerul va fi golit de îngeri. Când Hristos va veni pe norii cerului, revenirea sa va fi audibilă. Și când privim aceste caracteristici ale revenirii lui Hristos, toate trebuie să se întâmple ca un buchet. Pe cât este de frumos buchetul acesta de flori aici pus pe masă, toate aceste ingrediente, caracteristici care trebuie să însoțească revenirea lui Iisus, toate trebuie să fie prezente. Ascultați-mă cu atenție. Când Hristos vine a doua oară, El nu vine să mai vindece pe nimeni. Dragii mei, ascultați-mă. Pentru că Hristoșii mincinoși și prorocii mincinoși, diavolul, contrafăcând revenirea lui Iisus, va face semne și minuni pe pământul acesta. Când Hristos vine a doua oară, El nu mai vine să facă semne și minuni, El nu mai vine să predice Evanghelia. Când Hristos vine, El pune capăt istoriei acestui pământ. Iar la revenirea lui Iisus, ascultați-mă cu atenție, la revenirea lui Iisus, morții vor învia din mormintele lor. Asta trebuie să se întâmple când Hristos vine. Morții, mormintele se vor deschide. Când? La momentul revenirii lui Iisus. Haideți să citim. Vă invit să deschidem Biblia în Ioan la capitolul 6, versetul 39 și versetul 40. Ioan capitolul 6, versetul 39 și versetul 40. Ascultați ce spune Dumnezeu aici. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să înviez în ziua de... când are loc învierea? În ziua de apoi. Versetul 40.
Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Subliniați, învierea în ziua de apoi. Dar când are loc această înviere a celor neprihăniți în ziua de apoi? La momentul revenirii lui Iisus. Ioan capitolul 5, citim versetul 25, 28 și 29. Ascultați ce spune Biblia aici. Îmi place atât de mult că Biblia este clară, dragii mei. Numai că oamenii n-au timp să o citească. Și din nefericire, mulți dintre cei care o citesc o răstălmăcesc după bunul lor plac. Dar dacă suntem sinceri, Dumnezeu ne va descoperi adevărul din cuvânt. Ia ascultați ce spune Scriptura. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit când cei morți vor auzi glasul Fiului Dumnezeu și cei ce vor asculta vor învia. Versetul 28 și 29. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Observați dumneavoastră, morții vor învia când se va auzi vocea Lui, vocea Fiului Omului, adică vocea Domnului Iisus, în ziua de apoi. Când va avea loc această înviere? Mergem în cartea 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 22 și 23. Este la cea de-a doua revenire a lui Hristos. Dragii mei, când Hristos vine a doua oară, El nu vine să vindece pe oameni, El nu vine să pună mâinile pe cei bolnavi. Lucrarea aceasta a fost făcută la prima venire. Când Hristos vine, El vine și pune capăt istoria acestui pământ. Priviți ce spune Biblia în 1 Corinteni, capitolul 15, 22 și 23. Atenție! Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Versetul 23. Dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi la venirea lui. Cei ce sunt ai lui... Când vor învia cei ce sunt al lui Hristos? La venirea Lui. Vor învia cei morți. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, citim de la versetul 16. Și dacă este cineva în sală care a pierdut pe cineva drag, fie că este mamă, tată, fiu, fiică, cineva care nu mai este în viață, dragul meu, vreau să spun, va veni o zi a învierii. Și este bine ca noi să ne punem încrederea în făgăduințele lui Dumnezeu. Pentru că noi nu știm ce a hotărât Dumnezeu în dreptul celor dragi ai noștri. Dar dacă din anumite motive Dumnezeu va considera că cei dragi să învieze în momentul acela, în ziua aceea a venirii sale, pentru că au fost credincioși după toată lumina pe care au avut-o, eu tare mult aș dori când vă vor striga numele cei dragi să fiți acolo. Să fiți printre cei care sunt salvați și mântuiți. N-am să uit niciodată. Noi locuim undeva în județul Harghita, undeva într-o depresiune, înconjurați de pădure. Și la un moment dat, întâmplarea a făcut că o mașină scumpă, s-a oprit chiar în fața casei noastre și au făcut pană. Nu erau chiar foarte bine pregătiți pentru a întâmpina problema aceasta și au intrat în curte și ne-au cerut ajutorul. Persoana respectivă era un om, un foarte cunoscut om de afaceri dintr-o anumită parte a țării, ba chiar era implicat și în politică. L-am ajutat, s-a legat o prietenie între noi și nu numai în ocazia aceea, și într-o altă ocazie, trecând pe drumul acela, intra la noi și stăteam de vorbă. Și tot discutând, mi-a mărturisit o mare tragedie prin care a trecut. A pierdut mai multe persoane dragi, printre care fetița. Și povestea cu lacrimi în ochi despre faptul că a încercat cu toți banii pe care i-avea să salveze viața copilului. S-a dus la doctor și a zis: "Îți dau orice, salvează-mi copilul." Copilul acela a murit. Și în timp ce vorbeam cu el, ochii lui erau plini de lacrimi.
Dumnezeu mi-a spus, du-te și ia o Biblie. Am luat Biblia, m-am dus la el și i-am spus, prietene, știi că există o posibilitate de a-ți vedea fetița? A înlemnit. Și am citit din Biblie despre făgăduința minunată pe care o are Dumnezeu cu privire la înviere. Va veni o zi a învierii. Va veni un moment când Dumnezeu va ridica din morminte. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborî din cer. Și ce se va întâmpla atunci? Și întâi vor învia cei morți în Hristos. Versetul 17. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Când Hristos va veni, mormintele se vor deschide. Mormintele copiilor credincioși al lui Dumnezeu, toți aceia care au murit în Hristos, vor învia. Și știți când vor învia? Nu vor învia în trupul pe care l-au avut. Nu vor învia cu urmele acelea de boală, de chimioterapie, de cancer și de alte maladii, de accidente. Cei care vor învia în Hristos, vor învia în trupuri de slavă, pentru că vor primi din partea lui Dumnezeu nemurirea. Cartea 1 Corinteni, capitolul 15. Citim de aici, de la versetul 51. O, ce zi va fi ziua aceea, dragii mei! Câtă bucurie va fi la momentul acela, când toți îngerii din cer vor veni să ia pe copiii lui Dumnezeu acasă! Ce bucurie va fi ziua aceea, când ne vom întâlni cu cei dragi ai noștri, care din anumite motive s-au coborât în țărâna pământului. Va fi o înviere. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 15, și aș vrea să citim de aici, de la versetul 51. Iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți. Cuvântul acesta, nu vom adormi, face referire, adică nu vom muri toți. Lazar, prietenul nostru, doarme. Hristos nu vorbea despre somnul fizic. Vorbea despre moarte. Iată, vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Când va avea loc această înviere? Când morții vor învia? Când trâmbița va suna. Când va suna trâmbița aceasta? Când însuși Domnul, cu strigă, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborî din cer. Și întâi vor învia cei morți în Hristos. În ziua în care Iisus va veni, îl vom vedea ochii mei. În ziua în care Iisus va veni, va veni cu toți sfinții îngeri. În ziua în care Iisus va veni, vom auzi glasul lui Dumnezeu. În ziua în care Iisus va veni, morții trebuie să învie. În ziua în care Iisus va veni, ascultați-mă, toți aceia care l-au respins pe Iisus și cuvântul Evangheliei vor fi nimiciți la momentul revenirii lui Iisus. Eu nu știu de unde au luat oamenii ideea aceasta că atunci când Hristos vine pe norii cerului și ia pe copiii săi credincioși, cei care n-au ascultat de cuvântul lui Dumnezeu mai au mulți ani de trăit pe pământ ca să se pocăiască. Eu vreau să vă arăt din Biblie, când Hristos va veni a doua oară, Biblia spune, pământul acesta va fi distrus. Marile orașe ale lumii vor fi făcute una cu pământul. Va fi totul distrus în jurul nostru, sub efectul celor 7 plăgi. Iar la sfârșitul plăgii a 7-a este revenirea lui Iisus Hristos. Și când Iisus vine pe norii cerului, toți aceia care l-au respins pe El vor fi nimiciți. La momentul arătării slavei sale, cei păcătoși care nu s-au împăcat cu Dumnezeu nu vor putea suporta momentul revenirii lui Iisus. Cum dovedim lucrul acesta din Biblie? Mergem în Apocalipsa, capitolul 16. Mâna sus cei dintre dumneavoastră care ați auzit măcar o dată în viață de termenul acesta, cele 7 plăgi. Ați auzit vreodată despre termenul acesta? Este un termen întâlnit în cartea Apocalipsei, în capitolul 15 și 16. Vreau să vedeți ce se va întâmpla în timpul acestor plăgi care vor cădea peste locuitorii pământului. Mergem în Apocalipsa 16 și aș vrea să citesc de aici, înaintea dumneavoastră,
de la versetul numărul, haideți să citim de la versetul 17. Cât de secretă va fi răpirea secretă? Realitatea este că nu va fi nimic secret. Nu va fi nici o răpire secretă. Biblia nu ne învață de așa ceva. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Al șaptelea a vărsat potirul lui în văzduh. E vorba de șaptelea înger care revarsă plaga a șaptea. Și din templu, din scaunul de domnie, a ieșit un glas tare care zicea: s-a isprăvit. Și a urmat fulgere, glasuri, tunete și s-a făcut un mare cutremur de pământ. Așa de tare cum de când este omul pe pământ n-a fost un cutremur așa de... Știți, m-am uitat la o simulare făcută de cei de la Discovery Channel, arătau ce se întâmplă cu pământul nostru la un cutremur cu magnitudinea de 12 grade pe scara Richter. Știți că în ultima vreme în lumea noastră au fost niște cutremure de pământ foarte mari. 8,9, au zis 9,1, cutremurul din Indonezia, Japonia, a fost de curând un cutremur în Turcia. Se pare că suntem avertizați că ne paște pe noi românii un cutremur mai mare decât din cel în 77. Însă mâna lui Dumnezeu să fie întinsă peste noi toți și să aibă Dumnezeu milă de noi. Dar despre cutremurul acesta de pământ spune când de când este omul pe pământ n-a fost așa ceva. Și în timp ce mă uitam la simularea aceasta, este exact ce spune Biblia. Când te uiți ce se întâmplă la un cutremur 12 grade pe scara Richter, dragii mei, munții se bagă în pământ. Imaginați-vă, Carpații intră în pământ și ajung undeva prin Spania. Anzii din America de Sud ajung undeva prin Europa. Este o imagine cum nici nu ne putem închipui. Zice, de când este omul pe pământ, n-a fost un cutremur așa de mare, când are loc plaga a șaptea. Priviți ce spune Biblia mai departe. Versetul numărul 19. Cetatea cea mare a fost împărțită în trei părți și cetățile neamurilor s-au prăbușit. Când Biblia zice cetățile neamurilor s-au prăbușit, e vorba de orașele lumii acesteia. Se vor prăbuși. Atenție! Și Dumnezeu și-a adus aminte de Babilonul cel mare ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei lui. Toate ostroavele au fugit și munții nu s-au mai găsit. În urma acestui cutremur de pământ, unde să te ascunzi când munții, cum spune în cartea Psalmi, vor ajunge în inima mărilor? Ce se va întâmpla mai departe? O grindină mare al cărei boabe cântăreau aproape un talent au căzut din cer peste oameni. Și oamenii au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei grindinei, pentru că această urgie era foarte mare. Acum rețineți, tot ce v-am citit aici este din plaga cât v-am spus. Plaga a șaptea. În plaga a șaptea are loc un cutremur de pământ cum n-a fost de când este omul pe pământul acesta, cetățile neamurilor se prăbușesc, e vorba de orașele lumii acesteia și mai mult decât atât ni se spune, munții și ostroavele, adică insule, nu s-au mai găsit. În urma acestui cutremur de pământ. Dar acum vreau să vă arăt din Biblie. După ce se sfârșește plaga a șaptea, următorul eveniment este revenirea Domnului Hristos. Cum știm acest lucru? Mergem în Apocalipsa, capitolul 6, citim de la versetul 14. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Sunt oameni care spun, noi nu vom fi pe pământul acesta în timpul necazului celui mare. Dragii mei, o să avem poate un studiu legat de lucrul acesta numai. Ascultați cu atenție ce spune Scriptura aici de la versetul 14. Nu uitați, în plaga a șaptea are loc un cutremur mare de pământ cum n-a fost de când este... Omul, ce se întâmplă cu munții? Munții nu s-au mai găsit. Ce se întâmplă cu ostroavele? Cu insulele? Dispar, spune. Vă imaginați ce tsunami va provoca cutremurul acela de pământ? Dacă un cutremur în Japonia sau în Indonezia a provocat un tsunami care a măturat zeci de mii de oameni, sute de mii de oameni, dar un cutremur de pământ, cum n-a fost de când este omul pe pământul acesta? Este momentul când Dumnezeu revarsă mânia sa peste cei care și-au bătut joc de cuvântul său.
Priviți ce spune cuvântul mai departe. Versetul 14. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul, atenție, și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Întrebare, când se întâmplă lucrul acesta conform cărții Apocalipsei? În plaga a șaptea. Toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Și acum care este următorul lucru care trebuie să se întâmple? Împărații pământului, domnitorii, capitanii oștilor, cei bogați, cei puternici, toți robii, toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților și ziceau, cădeți peste noi! De ce? Pentru că cine vine? Ascultați! Cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate să stea în? Când Hristos vine, cei nelegiuiți nici măcar nu vor să dea ochii cu Domnul Hristos. Și știți ce se va întâmpla cu ei? Când Hristos va veni cu toată slava sa, din pricina păcatului prezent în viața lor, aceștia vor fi imediat nimiciți. Mergem în Biblie în 2 Tesaloniceni, capitolul 2 cu versetul 8. La momentul revenirii lui Hristos, cei nelegiuiți sunt distruși. Priviți ce spune Biblia. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 8. Și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici, atenție, cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii. Ce se întâmplă la momentul venirii lui Iisus? Sunt distruși. 2 Tesaloniceni, capitolul 1, de la versetul 6. 2 Tesaloniceni, capitolul 1, de la versetul 6. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează. Mai departe, și să vă dea odihnă atât vouă care sunteți întristați, cât și nouă la descoperirea Domnului Iisus din cer cu îngerii puterii Lui. La cea de-a doua venire am învățat că Iisus vine cu îngerii. Citim mai departe. Într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ce se va întâmpla când Iisus vine cu îngerii puterii sale? Cei care n-au vrut să asculte de cuvântul Evangheliei. Scuzați-mi expresia, cei care i-au durut în cot de cuvântul lui Dumnezeu. La momentul acela Iisus va spune până aici. Știați dumneavoastră Enoch? Vă spun un secret. Pentru aceia dintre dumneavoastră care vă place matematic. Cui îi place matematica aici? Văd și câțiva matematicieni. Mie nu mi-a plăcut matematic. Mă uit la copiii mei, vin cu problemele de la matematică la mine și spun, fugiți de aici. Mi-a plăcut istoria, mi-a plăcut geografia, mi-a plăcut limba română, dar când era vorba de științele exacte, matematică, chimie, fizică, eram de 7-8, nu-mi plăcea. Da? Dar este nevoie și de matematică. În Biblie, vreau să mergeți acasă în Geneza, capitolul 5. Ce capitol v-am spus? 5. Și vreau să studiați capitolul 5 și să descoperiți un lucru important, și anume, că Enoch, omul acela care a fost luat în viață de pe pământ, fără să guste moartea, a fost contemporan cu Adam. Cine a fost Adam? Primul om, mai bine de peste 300 de ani, a trăit în același timp Adam cu Enoch. Cu alte cuvinte, când Enoch predica despre cea de-a doua venire a lui Iisus Hristos, Adam era în viață. Mergeți acasă și faceți calculele, pentru că de aceea ni se spune, ăsta a trăit atât, la vârsta a născut și veți descoperi. Când Enoch s-a născut, Adam era în viață și contemporan cu Adam, Enoch a trăit mai bine de 300 de ani alături de Adam. Acum, una dintre cele mai vechi învățături din Biblie e atât de veche pentru că această învățătură a fost predicată în prima generație de oameni când Adam era în viață. Știți care era această învățătură?
cea de-a doua venire a lui Iisus. Mergem în Iuda, lângă cartea Apocalipsei, fratele lui Hristos. Fiți atenți despre ce vorbea Enoch. Iuda, și aș vrea să citesc versetul 14 și 15. Cât de secretă poate să fie răpirea secretă? Nu este deloc secretă. Aceasta este realitatea. Iuda, versetul 14 și versetul 15. Ia ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru ei a prorocit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis. Fiți atenți, și a prorocit Enoch. În prima generație de oameni, Dumnezeu i-a arătat ce se va întâmpla la cea de-a doua venire. Atenție! Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Încă din prima generație de oameni, din vremea lui Enoch, Dumnezeu i-a dat o profeție care arăta despre momentul glorios când Domnul va veni cu zecile de mii de sfinți ai săi. Ce să facă când va veni? Să ne dea timp. Asta vorbește Biblia. Să mai stăm pe pământul acesta. Cine încă nu s-a hotărât cu Dumnezeu, mai are încă posibilitatea. Dragii mei, Biblia nu ne învață așa ceva. La momentul revenirii lui Hristos, venirea lui Hristos trebuie să fie vizibilă. Amin. La momentul revenirii lui Hristos, revenirea trebuie să fie audibilă. La momentul revenirii lui Hristos, morții trebuie să învie. La momentul revenirii lui Hristos, pământul acesta va fi distrus, va fi făcut una cu pământul, iar cei nelegiuiți care vor fi în viață când Iisus va veni, nu vor putea suporta momentul revenirii sale. Și Biblia ne spune că Dumnezeu, dacă citiți în Ieremia 25:33, Dumnezeu va ucide, spune, va prăpădi pe oameni de la o margine a pământului până la cealaltă. Nu va fi cine să îngroape pe oameni, cei pe care Dumnezeu îi va nimici. Pentru că este momentul când Dumnezeu își revarsă mânia sa peste toți aceia care au refuzat și au batjocorit cuvântul său de-a lungul timpului. Există totuși un verset care este folosit ca argument că în timp ce noi suntem aici sau acasă, unii pot să fie luați și alții lăsați. Vreți să ne uităm la el? Să-l citim așa cum trebuie? Mergem în Matei, capitolul 24, citim de la versetul 37. Doamne, dă-ne putere, nu vom zăbovi mult, dar vreau ca să vedeți ce spune cu adevărat Scriptura. Pentru că oamenii citesc altfel decât scrie în Biblie. Și nu vreau să jignesc pe nimeni, dragii mei. Vedeți Biblia așa? Unii o citesc așa. Unii o citesc altfel decât scrie. Pentru că nu suntem adesea cu o inimă smerită înaintea lui Dumnezeu ca să înțelegem adevărul. Hai să ne uităm. De la versetul 37. Sunteți acolo? Atenție! Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, a idoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Mergem mai departe. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie, atenție, și n-au știut nimic, până când a venit potopul și i-a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea Fiului? Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, gândim. Ce vrea să spună Biblia când subliniază a venit potopul și i-a luat pe toți? Ce înseamnă că i-a luat pe toți? I-a salvat pe toți, așa este? Ce înseamnă că i-a luat pe toți? I-a salvat sau i-a distrus? Ajutați-mă! Haideți, nu mă credeți pe mine, mergem în Luca la capitolul 17. Comparăm Biblie cu Biblie. Luca 17 și vrem să citim de aici
din cuvântul lui Dumnezeu, de la versetul numărul 26 și 27. Rețineți, expresia în Matei este: i-a luat pe toți. Hai să vedem cum spune Luca. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Mergem mai departe. Mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul și i-a prăpădit pe toți. Ce înseamnă că i-a prăpădit? I-a salvat sau i-a distrus? Deci ai lua, nu înseamnă ai salva. Înseamnă ai, ajutați-mă. Înseamnă ai, ai distruge. Poate nu este clar, vă fac și mai clar. Dacă unii au fost luați în vremea lui Noe, înseamnă că Noe a rămas. Unii luați și alții au rămas. Cine a rămas? Cei salvați sau cei pierduți? Mergem în Geneza, capitolul 7, citim de la versetul numărul 11. Geneza, capitolul 7, citim de la versetul numărul 11, citim de la versetul numărul 23. 7 de la versetul 23. Cât de secretă este răpirea secretă. Și vreau să spun, pasajul ăsta e folosit. Uite, Biblia zice, unul luat, unul lăsat. Versetul 23. Toate făpturile care erau pe fața pământului au fost nimicite. De la om până la vite, spune cu Scriptura, până la târătoare și până la păsările cerului, au fost nimicite de pe pământ. N-a, ajutați-mă, n-a rămas decât cine? Noe și cei ce erau cu el în corabie. Deci când Biblia zice că Noe a rămas, înseamnă că Noe a fost salvat. Cei care au fost luați sunt cei care au fost... Câți ați înțeles până aici, dragii mei? Mergem acum din nou în Matei 24. Citim de la versetul 37. Biblia se explică pe ea. Ascultați dumneavoastră ce spune aici. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, Edoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în zile dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie. Citesc mai departe. Și n-au știut nimic, până când a venit potopul și i-a luat, adică i-a nimicit pe toți. Tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Pasajul ăsta este încă un argument care ne arată că atunci când Hristos va veni, unii vor fi distruși și alții salvați. Simplu ca bună ziua. Ascultați dumneavoastră versetul numărul mai departe. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi... Nu în context. Ăla care este luat, cum au fost luați cei din vremea din lui Noe, face referire la cei care sunt salvați sau pierduți. Unul va fi luat, adică va fi pierdut, și altul va fi cum? Lăsat, adică va fi salvat. Mergem în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 16. Cât de secretă este răpirea secretă? Nu este secretă deloc. Nu există așa ceva. Frici, ce spune Biblia? Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Versetul 17. Apoi noi cei vii care vom fi luați. Așa spune Biblia. Noi cei vii care vom fi rămas. Noi a rămas, adică a fost salvat. Cei care au fost luați au fost cum? Distruși. La momentul revenirii lui Hristos vor fi unii care vor rămâne în viață credincioși, dar tot la momentul revenirii Hristos unii vor fi cum? Distruși. Hai să vă fac cristal. Mergem în Luca la capitolul 17 și am încheiat în această seară. Luca 17... Și citim de la versetul numărul 34.
Luca 17, de la versetul 34. Și vreau să gândim. Biblia este o carte pentru oamenii care gândesc. Amin? Eu așa cred. Ascultați. Vă spun că în noaptea aceea, doi înși vor fi în același pat. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Citesc mai departe. 35. Două femei vor măcina împreună, una va fi luată și alta va fi... Vreau să subliniez de lucruri. Primii spune că sunt doi în pat. Unul luat, unul lăsat. Așa este? Doi macină, două femei vor măcina, probabil că la moară. Una luată și alta lăsată. Versetul 36. 17 cu versetul 36. Doi bărbați vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Versetul 37. Ucenicii l-au întrebat: unde, Doamne? Stop. Doi se află în pat, două femei se află la moară, doi bărbați se află la câmp. Unul luat și altul lăsat. Întrebare. Când ucenicii întreabă: unde, Doamne? Întrebarea este pusă cu privire la cei care sunt luați sau ca cei care sunt lăsați. Unde, Doamne? La cei luați sau la cei lăsați? Ajutați-mă, dragii mei! Cu privire la cei luați, n-are niciun sens să pui întrebarea cu privire la cei rămași. Ucenicii judecau. Ei știau că din pat, la moară, la câmp, unul luat, unul lăsat. N-avea rost să pună întrebarea unde îi lași, pentru că Iisus a zis unde vor fi. E clar? Atunci întrebarea unde, Doamne, se referă la cei care sunt luați. Și ucenicii se interesează: Doamne, unde vor fi luați? Și acum ascultați răspunsul lui Iisus. Iar el a răspuns: unde va fi trupul, acolo se vor strânge și vulturii. Și hai să vedem unde se strâng vulturii. Mergem în Iov, capitolul 39, cu versetul 30. Iisus spune: acolo vor fi luați. Unde se strâng vulturii? Adică unde se strâng? Iov 39, cu versetul 30. Puii lui îi beau sângele și acolo unde sunt hoituri, acolo și vulturi. Unde se strâng vulturii? Unde sunt ce? Ce este un hoit? Adică unde sunt luați? La moarte. Nu e luat nimeni la cer, dragii mei. Ăia care sunt luați sunt ăia care sunt distruși. Cei care sunt rămași sunt ăia care rămân în viață. Mâna sus cei care ați înțeles în această seară că la momentul revenirii Domnului Iisus Hristos, El vine cu toți îngerii. Mâna sus. Câți ați înțeles în această seară că la momentul revenirii Domnului Iisus Hristos, morții vor învia din mormintele lor? Câți ați mai înțeles în această seară când Hristos va veni, va distruge pământul acesta, chiar va nimici și pe cei nelegiuiți care l-au respins? Se ridică o întrebare. Eu unde voi fi? Unde voi fi eu în ziua aceea? Și vreau să citesc un verset pe care îl cunoașteți. Se găsește în Matei 5 cu versetul 8. Doamne, vreau să fiu dintre aceia care te vor vedea. Și cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Matei 5 cu versetul 8. 5 cu versetul 8. Vedeți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici? Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Cine îl vor întâmpina pe Dumnezeu în pace? Cei care sunt cu inima curată. Ajută-mă, Doamne, să fac și eu parte din grupul acesta. Ajută-mă, Doamne, să fac și eu parte dintre cei care vor fi cu inima curată. Nu vreau să mă găsesc în grupul celor care vor striga la munți și la stânci: cădeți peste noi. Pentru că nu putem să ne uităm în fața celuia care de ani de zile ne roagă și ne imploră să ne împăcăm cu el.
Ajută-ne, Doamne, să avem inima curată. Este aceasta dorința dumneavoastră? Vă invit să ne rugăm împreună. Tatăl nostru care tronezi în ceruri, venim înaintea Ta în această seară să-ți mulțumim, Doamne, pentru frumusețea cuvântului Tău. Cuvântul Tău este limpede și clar pentru toți aceia care Te caută dintr-o inimă curată. Doamne, Tu ne-ai promis că vei veni din nou pe norii cerului și vei pune capăt istoria acestui pământ. Pentru unii, acea zi va fi o zi de mare bucurie, în care vor striga: acesta este Dumnezeul nostru în care ne-am pus încrederea că ne va mântui. Alții vor striga la munți și la stânci să fie ascunși de fața celui care i-a iubit și care i-a chemat. Doamne Dumnezeule, vrem să fim dintre aceia care vor aștepta cu bucurie și cu inima curată momentul revenirii Tale. Nu ne lăsa să fim înșelați de amăgirile celui rău, Doamne. În curând lumea aceasta va vedea ce n-a văzut niciodată, semne și minuni mincinoase. Cel rău va lucra cu toate puterea și cu toate elementele înșelăciunii pentru a-i pierde pe oameni. Și numai aceia care sunt ancorați în cuvântul Tău, numai aceia care iubesc adevărul Tău, Doamne, vor putea să rămână în picioare în această bătălie finală dintre bine și rău. Doamne, îți mulțumesc pentru fiecare dintre cei care au ales să fie alături de noi în această seară. Binecuvintează-i, Doamne, cu Duhul Tău cel Sfânt. Fă să nu uite niciodată adevărurile pe care le-au învățat în această seară. Și la momentul potrivit să luăm o poziție pentru Tine și pentru cauza Ta. Rămâi Tu, Doamne, cu noi, condu-ne pe fiecare în parte în siguranță în drumul acasă. Binecuvintează familiile noastre, copiii noștri, pe toți aceia pe care îi iubim. Și ajută-ne, Doamne, ca prin puterea Ta mâine să ne putem întâlni din nou la picioarele Domnului Hristos, să învățăm din cuvântul Său. În numele Lui Te-am rugat și îți mulțumim. Amin.